Au fost duble nominalizări, în sensul că, eu le explic acum fetelor, au avut de nominalizat doi băieți. Unul care e singur și unul care este în cuplu. Au ieșit de la nominalizare Antonio și Zein, care au imunitate. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să încep să citesc voturile și să și comentăm un pic, să explicăm. Roberto! Da. Îi nominalizează pe Mihai și pe Alex. Mihai, băiatul din cuplu. Pe Mihai... Alex, nu... băiatul... Da. Stai, hai să ne explici. A. Nu mi-a făcut niciunul din nimica și știu că indiferent de situație, Mihai, chiar dacă reși primul sau Hatice, adică aici vorbim de Mihai, indiferent de ce s-ar întâmpla, știu că o așteaptă pe Hatice afară pentru că o iubește și... Nu știu, nu mi-a făcut, nu știu. Ok, și dă-le votul lui. Imediat îți dau. Și Alex? Și Alex, în ultima săptămână, ultimele săptămâni, deci, prea vulgar. Prea vulgar? Da, cu... Nu s-a comportat nici prea frumos. Da, acum, stați un pic, are o problemă, că el nu poate să se nominalizeze singur și singurii băieți din casă care nu sunt în cuplu sunt ei doi, că ei doi au imunitate, deci nu putea să se nominalizeze pe el. Da. Ce voi să zici, Hatice? Nu știu, a rămas puțin oarecum dezamăgită. Chiar dacă știu și sunt conștientă că noi vom fi și afară chiar dacă ieșim prima eu sau prima el, este chestiunea că tu, Roberto, în momentul în care ai picat în cursa de eliminare, da, ai venit și ne-ai rugat pe noi... Păi pe mine, și asta pe dacă, Mihai, păi dacă votam și pe Vlad sau dacă votam pe oricine, tu la fel zicea. Frumos. Fețele ies. Aici nu, chiar este nicio față, dacă votam pe Vlad sau pe altcineva, tot la fel se zicea. Asta este demonstrație că aici nu sunt prietenii. Alex îi nominalizează pe... Andrei și Roberto. Da. Te rog. Pe Roberto nu-l văd în această emisiune să-și facă vreo relație. Nu știe ce vrea cu exactitate. Mai are mult să se maturizeze încât să știe ce femeie o să vrea lângă el. Iar Andrei, știu că m-a votat de fiecare dată când a prins ocazia și am vrut să fac la fel. Răzbunare. Dima. Dima îi nominalizează pe Vlad și Alex. Da, l-am nominalizat pe Vlad pentru faza cu Sabrina. Atâta tot, pentru că nu a venit de la început să-mi zică mie și s-a dus la mai multe persoane. Și pe Alex, pentru că în afară de Irina, nu-l văd pe Alex într-o relație cu nimeni. Deci, și cum Irina nu vrea, ăsta e argumentul meu. Aveți ceva de comentat? Nu. Andrei, tu că n-am apucat... Nu am să comentez, părerea lor. Adică eu știu că sunt vizat, nimeni nu prea mă suportă pe aici, așa cred eu, dar... Da, mie mi se pare, de ce spui asta? Că nu ai nu mai fost, așa... eu știu că la început a pornit așa... Așa la început da, a fost, dar între adică... timp apare s-au calmat în casă. Eu știu, dar... Da. Așa Vlad? Cred eu. Ce nu, zici de nominalizarea lui Dima? Este alegerea lui pe cine vrea să nominalizeze. Ia să vedem, mai departe. Dani! Îi nominalizează pe Dima și pe Alex. Te rog. Dima, mi se pare că din cauza presiunii din competiție a început să nu mai știe ce vrea. El ca om, nu cu a relație. Ca relație știe ce vrea, dar ca om mi se pare că fluctuează în discuții, ba este ok, ba nu e ok, ba e ok, ba nu e ok și mă gândesc că cumva nu prea e stabil și cel puțin îl simt eu că îmi transmit o stare de mai ciudat, așa. Ok, și Alex? Și Alex nu... Din ce văd eu nu reușește deloc să se acomodeze și să... Eu mă acomodez foarte bine, Dani, și știu exact ce vreau. Da, înțeleg, dar n-a reușit să-și facă o relație și... Dar asta nu din vina mea.
Da, știu, dar n-am ce să... Dima? Nu, no, e votul lui. Eu n-am treabă. E votul lui, eu nu comentez. Vlad îi nominalizează pe Andrei și pe Alex. Te rog, Vlad. Pe Andrei l-am votat că știu sigur că nu a ieșit din casă. Adică, indiferent dacă intră în cursa de eliminare, nu iese din casă. Nu știu, așa simt eu. Iar pe Alex l-am nominalizat pentru că îl consider mai aproape pe Roberto decât pe Alex. Că erau doar ei doi. Ok. Comentarii, băieți? Sunt voturile lor. Andrei? Lor. Am ce să comentez. Adică mă înțeles tot bine cu Vlad. Decizia lui, nu, n-am nimic cu el. Andrei îi vrea afară pe Dani și pe Alex. Cu Dani chiar nu știu, mai mult îmi pare de mama lui, că e o femeie extraordinară, adică... Ai spus, am întors capul după ea, da. Dani ți-a mai zis. Mi-ai spus că ai întors capul după ea, știu. Nu, nu-i vorba de asta, ți-am zis. Aoleu, am uitat de comentarii la Jesus. Așa. Ultima săptămână sau ultima săptămâni, tot faci niște anumite glume pe seama mea. Și am zis, l-am rugat de mai multe ori, te rog frumos, oprește, nu mai fă, că știi ceea ce, dacă mie nu-mi place ceva, i-am explicat și lui să oprească. Și tot am mai făcut în continuare și nu mi-a plăcut aceste glume. Adică face niște vorbe cum ar veni, cum vorbesc eu pe moldovenește și nu-mi place, adică... Îl întreb ce faci cu ei și se aprinde. Da, dar nu cum aprinde, ți-am zis, te rog frumos, nu mai zice că nu-mi place, ți-am zis mai multe ori și tot ai continuat să faci chestia asta, atât, doar și din cauza asta mai mult. Dar și Vita vorbește așa, mulți au accentul ăsta, el îi s-a atacat. Nu, poate pe omul deranjează. Nu mă deranjează, îți rog să îi oprește și de asta. Și Alex? Alex? Am zis că... Ia, ce ai zis? În ultima perioadă e vulgar, adică vorbește foarte mult. Vreau și eu să-mi spuneți ce înseamnă vulgaritatea asta pentru voi. Te legat de foarte multe persoane, mereu îți dai decizii nepripite. Normal că îmi dau decizii, că e viața mea. Și cam... S-a văzut cam tot. Nu am ce să comentez la adresa ta. Și Mihai îi nominalizează pe... Andrei și pe Alex. Pe Andrei l-am votat pentru că este ultimul cuplu și mi se pare că nu sunt atât de sudați ca și cuplu. Iar pe Alex îmi pare rău că nu a putut să facă ceva cu ea și consider că ar fi mai bine să fie acasă. Chiar dacă e prietenul tău chiar foarte dacă bun? Da, este prietenul meu. Alex? Da, sunt părerile lor. Eu nu pot să intru în mintea fiecăruia de aici să schimb eu votul sau să aleg altceva, nu. Dar știi, uite, ce mă gândesc că dacă până și Mihai te-a votat și voi ați spus că sunteți prieteni din prima zi, poate ai transmis niște semnale zilele astea. Nu mi-aș transmis nimic, doamna Simona. O să fim și în casă și o să fim și afară, prieteni. Da, da, cumva... Îi răpești șansa să mai cunoască pe cineva. Cum? Îi răpești șansa să mai cunoască pe cineva dacă o să fie să plece. Poate nu pleacă acasă. Nu știm. Și, Andrei? Vreun comentariu? Știam cumva că Mihai o să mă aleagă pe mine. Adică din... Nu știu, am simțit asta. Pentru că nu prea, adică nu prea ne-am înțeles mai multe privințe. Mie zice altceva în față, după, în fine, nu mai contează nimica. Ideea e de cuplu. Ți-am zis că nu te văd atât de sudat ca și cuplu. Nu da, ceva ok, cu tine. Dar... Atât. Ok. O să luăm o scurtă pauză. Stop vot, vă spun acum.